Adepții fastingului garantează tot felul de rezultate de la pierderea rapidă în greutate la o mai mare claritate mentală. Dar oare în ce măsură este stimulată de dovezi teoria legată de stimularea sănătății psihice? Există dovezi solide că postul intermitent ca intervenție dietetică are beneficii pentru sănătate, inclusiv reduceri ale greutății corporale, colesterolului, zahărului din sânge și tensiunii arteriale. Fasting-ul ca alegere alimentară conștientă nu înseamnă să sar peste mese în mod arbitrar sau să rămâi fără mâncare zile în șir. Oamenii care postez pentru sănătate și bunăstare o fac în mod deliberat, urmând una dintre metodele cunoscute. Specialiștii amintesc că unele cercetări indică faptul că postul pe termen scurt poate uneori chiar să crească simptomele depresiei, anxietății, furiei, iritabilității și stresului. Dacă în ceea ce privește îmbunătățirea stării de spirit și stimularea cogniției, lucrurile sunt clare. Oare postul poate îmbunătăți anumite tulburări de sănătate mentală? Cercetările sunt încă noi și nu sunt pe deplin concludente. Doctorul Lozan, psihiatru și director medical, spune că postul are cu siguranță beneficii specifice pentru sănătatea mentală și poate fi capabil să îmbunătățească unele dintre simptomele de sănătate mentală, cum ar fi anxietatea, stresul, starea de spirit și cogniția la unele persoane. Când vine vorba de tulburări specifice, răspunsul nu poate fi exact tocmai pentru că cercetările nu sunt încă suficient de solide. Postul este cercetat pentru a ajuta la tratarea tulburărilor de dispoziție și altor tulburări, dar nu există încă suficiente dovezi pentru a susține acest lucru ca tratament, spune doctor Toi. Relatează adevărul.ro